Ia, let's go. Mamă, 500.000 de views într-o zi. 150.000 au, 150.000 de like-uri deja, hard. Ia să vedem, stai să mergem înapoi la... Așa. BM-ul mi-aduce 150.000 de like-uri. 100%. Fii atent, fac ceva. Deci dacă facem 150.000 de like-uri la vlogul ăsta, dăm o provocare. Băi, nu știu, mă gândesc la provocare. Așa că ne-am luat hainele de duminică, ne-am urcat în mașină și am plecat spre București. 200.000 în 48 de ore și ne chem la un episod la vlogul. Un euro. Uită-te la story-urile lui Rick Ross pe ei. Ne uităm după video ăsta. Ioana, mersi frumos de donație. Da. Merge? Dacă facem 200.000 în 48 de ore. Deci 200.000 în 48 de ore și veniți la muncă, da? Venim la un episod la muncă. Salut, sunt Bogdan și bine v-am găsit la clipul cel mai așteptat de pe care l-am găsit. Scuză-mi puțin Lamborghini ăsta de pe spate, dar nu-i problemă. Salut, salut, avem băieți. Avem aici, salut. Salut. Bă, provocarea e provocare, promisiunea e promisiune. S-au făcut mai mult de 150.000 de like-uri, cred că 205.000 de like-uri. În 24 de ore au fost 150.000, iar acum sunt vreo 234.000. Da, eu sunt șocat de puterea pe like, care chat. Are comunitatea. Dați like și voi, IBM, vă pup, mersi frumos de donații. Puternici. Și astăzi chiar sunt sclavul acestor doi băieți. Și băi, n-am vrut să spun așa. Facem un vlog pe vechi, pe vechi, cum am făcut și eu cu Doriana cu 100.000 de ani. Așa, pe vechi, da, toată ziua eu spun da, doar toată da. Ziua, da. Perfect. Statistic vorbind, aproape jumătate dintre voi vă uitați la clipurile mele, dar nu sunteți abonați. Așa că apăsați și voi pe butonul de subscribe. Ce bogat arată Shelly. 2 milioane de urmăritori. Bă. Eu înțeleg vibe-ul ăsta pe care Shelly încearcă să-l facă. Dar nu merge, brother, nu știu, bro, ai nevoie de un stilist, bă, Shelly. Shelly, ai nevoie de un stilist, man. Ai nevoie de un stilist, neapărat. Pe bune vorbesc. Ai nevoie de un stilist, ca aparițiile astea în media cu așa haine pe tine, sincer, lasă de dorit foarte tare. Pe bune. I mean, pantalon de catifia, cu cămașă de catifia din asta, care încearcă să fie o geacă, iș, jachetă. I don't know, buddy! Băi, n-am vrut să spun așa. Facem un vlog pe vechi, pe vechi, cum am făcut și eu cu Doriana cu 100.000 de ani. Așa, pe vechi, da, toată ziua eu spun da, doar toată da. Ziua, da. Perfect. Statistic vorbind, aproape jumătate dintre voi vă uitați la clipurile mele, dar nu sunteți abonați. Așa că apăsați și voi pe butonul de subscribe să ne strângem 2 milioane de urmăritori. Voiam să te întreb, te așteptai să strâng așa nu, repede? Nu, tot nu, nu mă așteptam, adică un ultim fan meeting, Târgu Mureș no. Înainte de București. Nu fac fan meeting în Târgu Mureș că vin mutanții. Vin mutanții. M-am gândit că bă, poate se strâng și am dispus să... Să-l ajute Smaranda mai mult că ea e foarte bazată. Adri, retrage ce ai zis, Adri. Retrage ce ai zis, Adri. Retrage ce ai zis. Ultima dată când l-a îmbrăcat Smaranda pe Shelly, a ajuns mim național. A ajuns mim național de cât de prost a fost îmbrăcat. Te pup, Lost. Să fac orice provocare vreți voi. Eu mă gândeam. Bine, nu voiam să mă bag un pomberon sau la astea, dar... Eu prima oară mă gândeam că ai aruncat-o la mișto așa, bă, fac orice, uite, dacă se strâng like-uri. Am zis, bă, facem provocare, dar nu mai stai să fac în 24 de ore niciodată. Un lucru important pe care vreau să-l zic de la început pentru comunitatea mea, pentru că au fost foarte multe idei de provocări, n-ai vrea să știi, nu știu, lumea, o parte dintre ei cred că au ceva personal te cu tine, miță. De exemplu, una dintre ele era... Ce părere ai de overseas, e insane, e genial, o știu pe de rost deja. Fiecare cuvânt cu cuvânt, adlib cu adlib, nu mai chestii de genul. Asta e că sunt eu, dictatorul netuns. Doar că vreau să le zic cu oamenilor să țină cont, pentru că și el are și el niște contracte, niște evenimente și așa mai departe și nu putem să facem orice vă trece vouă prin cap. Nu că am niște contracte, nu vreau să mă radă în cap, că n-am niciun contract de să scrie că nu are voie să se radă în cap. Da, dar ar fi urât să apară undeva, nu? Aiurea, da. De exemplu, când a fost lansată provocarea asta, erai cu filmările la film. Cum era să fie rasă? Imposibil, imposibil. E, da, acum și voi. Și de asta că oamenii au fost creativi. Dar am zis, bă, nu putem să facem orice ne trece prin cap, exact. Dar avem ce ne trebuie. Apropo de asta, pe 23 acum aprilie, și voi. Iese filmul Bathouse, la care am muncit foarte mult și puteți să vă cumpărați deja bilete pre-sale de pe Bathouse.ro ca să prindeți locurarea bune. Și apropo de asta, și vedem acolo. Și fiți atenți, și apropo de asta, mai încolo oricum vreau să ne arăt ceva din film în premieră, ce n-ai pus în thriller, adică ceva doar pentru comunitatea mea. Vă arăt o scenă exclusivă. O secundă, da, chat. Să fie win-win, ca idee, da? Perfect. Iată, pentru început, dacă toți suntem aici, mă uit așa într-o față. Ioana Daria dă un 2 euros con 49 mersi with super chat. Stați așa că în comand de mâncare, chat, facem și noi, mâncăm și noi bine, nu în seara asta. Aia zic, să mâncăm și noi bine, că ne-e foame, ne-e foame.
Dar ce să-mi comand? Asta este întrebarea. Ziceți-mi voi. Deci, avem așa o pizza și mai luăm, mai putem lua palaniez cu brânză. Intră. Parere Cota Col. Parere J. Cole. E ok, J. Cole. E ok. E închis, bă, Tony, la fumuri. Duminică seară. Taco. Nada, nu este. Este numai pizza. Este numai pizza. Niște paste ar intra, știi ce zic? Sincer îți zic, chiar ar intra niște paste așa, la lejer. Niște paste. Sau... Aripioare picante, chat. Intră aripioare picante sau nu intră aripioare picante? Sau brie crocantă. Hello, Bianca. Brie crocantă, te puboti. Ce, aripioare sau brie sau brie crocantă? Parte și pentru fratele meu, Danu, care... Nu, brie, că mi-e poftă de o brie. La plăcerea lui Danu... Băi, eu, băieți, eu nu pot să prim cu Porsche, că nu am permis. Nu, da, Danu are permis. Are la... Să conducă el Porsche? Da. Am vrea... A, și încă ceva. Dacă el conduce Porsche, cred că mi-ar sta bine cu Rolex la mână. Adică visul meu este să-mi iau și eu unul, dar... Na. Cred că e urât să mă sui așa în el. Eu, bă, băieți, cred că eu nu prea am prumut, nu prea am prumut mașina mea. Dă-le Rolex-ul la băieți, dă-le Rolex-ul și mai știa la băieți, a zis că faci orice, bă. Dictatorule. Nu trebuie să facem, să forțăm și noi mâna. Hai, am forțat 150.000 în 24 de ore. Poftim ceasul. În primul rând, prețul lui, ca să știu cum mă comport. 12.000-15.000, nu mai știu cât e acum, că mai zic, da, e bine. Aia nu e un ceas de 100.000 sau știu eu, dar este un ceas, na, care valoros. Trebuie să... Bă, ce, vă place Rolex-ul care așa e two-tone? Vă place two-tone? Two-tone Rolex, ziceți. Păreri, respect sau nu respect? Two-tone Rolex. Ha? Stați așa o secundă, că comanda asta... Emit? Da, nu? Grijă. Așa? Dar mai cu grijă trebuie să conduceți mașina, vă zic sincer. Băi, mașina ca ceasul, dar mașina... Dacă te liniștești cu ceva, am categorie de profesionist. Da? Da. Ok. Are la activul 6-7 accident. Nu cred. Ok, singura chestie, hai să vă fac un tur. Ce e de știut important? Mașina când o porniți, bine, acum având în vedere că doar ce a fost oprit motorul, poate puteți să porniți direct cu ea, dar mașina când o pornești, are un indicator albastru în bord, că motorul e în ture mare a început și trebuie să aștept să scadă turele. Bun, neapărat, ca să gata, nu, s-a ca comandat. Să nu se strice motorul. Băi, mi-aș cumpăra un alabaster. Nu, ce să vă spun, e, da, accelerează foarte ușor, așa că... Un alabaster mi-aș lua. Dar e tracțiune 4x4, adică nu fuge de cur, nu fuge de cur decât dacă, na, nu știu, e ud pe jos și dai ca nebunul. Și mașina se conduce foarte simplu, foarte ușor. Dar motorul se comportă ok? Bă, frate, se comportă mult mai ok decât un Ferrari. Bro, cum e ăsta, frate? Mâncați-a. Cum e ăsta? Așa cu red face. Ziceți voi cum e ăsta cu red face. Sau ăsta? Na. Sau ăsta cu black face. Na. Nu poți să-l iei că a explodat fabrica? Păi astea chiar nu se mai fabrică. Astea trebuie să le iei de la oameni care deja le-au cumpărat mai demult. Toate alabastrele sunt hard as fuck, da, dar astea Rolex-urile sunt în special hard. Ferrari sau Lamborghini, că e totuși mai... Like poți să o conduci mai daily. Deci e mai ok.
Da, ce să vă spun? Păi vă poftesc. Vă zic eu ceva, deci e provocarea pentru Shelly când îi dă mașina. Dar eu am emoții mai mari decât el. Na, tu, ai, că tu ești la volan. Ăla cu Red Dial e cel mai tare și ăla mie îmi place cel mai mult. Dar n-am permis, dar gândești dacă, nu, dar gândești dacă face prostul ăsta ceva, Doamne ferești, cruci mare. Ce ați luat, mă, Gregor, Jacob & Co? Bă, mie nu-mi plac Jacob & Co-urile, că sunt urâte tare, sincer. Și noi tur așa de preș. Ah, fii atent, Dan. Unele sunt faine, de fapt, unele sunt faine. Vedem aici. Unele sunt faine. Mergem în Max, KFC ce vrei tu, că cum este duci la Max cu Porsche? Că noi am fost mai cu mașina ta, dar vorba aia, și ce zic? Asta sunt da. Vorba așa, hai, hai. Așa, te rog frumos, dacă poți da. Să-mi închizi și ușa. Da, te rog. Așa. Na. Vai, de și eu stau în casă și cura ta. Ce tare, frate, și eu vreau să conduc un Porsche de ăsta. Și acum să-l bage în primul gard. Doamne ferește, Doamne ferește, bă, 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 bă. Să nu-l bage în primul gard. E frică lui Shelly. Mamă, ce bine stă cu ăsta, dar nu vreau într-o zi o să-mi iau și eu unul, poate. O să vad omul ăsta pe vlog după aia. Băi, mamă, cum se aude mâncația și gura ta. Ești pregătit? Sunt. Hai. Dă-i, mă, dă-i! Hai! Și el oricum n-are voie să conducă. N-are voie să conduce. Îți iau când dau blow-up unde ăsta? Aia zic, aia zic, bradere. Te pup. De-abia așteptă Awaken. Mered chat. Pe 20 are Awaken concert. Mă ia curentul la măsia după aia. Te cred, dar stai bine? Tu ești cam mare așa. Nu stau cam blum. E sportiv, na, acum poți să ai confort, ești nebun. Bravo. Bă, ai luat toate gropile, un frate. Fă, cu ce mașină ai mers cea mai... Se uită Shelly, se uită Shelly, îi înjură Shelly acum. Aici am București și multe mașini, adică chiar dacă el merge bine, e posibil ca altul. Securele-s hard rău. Stai, mă, frate, mai ușor. Bă, Doamne, mi-e frică. Adică am încredere în tine, dar să nu vină altul să facă tot ceva, să julească. Ești mai atent la alții decât la mine, mă crezi? Oricum am transpirat tot. Când v-am zis, cred că asta a fost mai mult provocare pentru mine și pentru Danu. Că dacă s-a întâmplat ceva... Eu sunt curios cât de liniștit este el acum, în momentul ăsta. El? Da. Eu zic că-i transpirat tot, săracul. Și eu am venit ăștia doi de la Mărășești și mâncava și gura. Dar îți dai seama, frate, șoferul lui Shelly, șoferul lui Shelly, ce pe spate stă? Am văzut că și-a făcut TikTok, șoferul lui Shelly. Șoferul lui Shelly. Șoferul lui Shelly, fii atent. Are două videoclipuri postate. Vă pup, voi. Facem o zi din viața lui Shelly alături de mine, bineînțeles. E luăm Porsche-ul mișto și după aceea mergem să luăm pe Nea Vasile, care a întârziat de obicei. O să vedeți imediat. La 7:30 să fii jos, îmi zice. Hai, 8:20 mâncați și cu rătanța. Na, că întârzi dictatorul. Hai, nepoată mea. Da, și bineînțeles că tot era întârziat și tot el zice că bebe tare că ne grăbim, cum ar veni. Am ajuns la medic și vărul meu mai avea doi la viață, dar după aia a dat drumul la calculatoare și a revenit. Există cel puțin o bucată din chestia asta care arată bine. S-a dat drumul la filmare și am început cu MGL și Gav. Na, ce spoiler. Și v-am lăsat și un mailic să nu ziceți că-s nasol. Când te scovești din nas, faci biluțe? Da. Au venit și următorii invitați, Mădălin, Gami și Costi. Așa că stay tuned pe youtube.com/Shelly ca idee. Pentru că sunt băiețași și v-am mai lăsat câteva insideri. Așa că apasă și tu plusul și nimerea din ea, că te costă ieftin. Șoferul lui Shelly, ce zic, nu? Nu-ți place la mine ce nu suport la tine. Nu suport când mă mai arzi. Balansul nu a avut succes indiscutabil. Așa, era Gumi sau Edi să facă selecție de bune. N-a ce licuri odată. O da lic la toate videourile. Și a dat 140 la presă. E power pe mea. Pe bune e bun pus. Na. Să mă rog 2-3 la întâmplare. Șa! A la vorul meu direct puterea ursului și a dat 140 la presă. E power pe mea. Pe bune e bun pus. Să mă rog 2-3 la întâmplare. Ce credeți, vă? Parchez mașina. Zic și eu că plec acasă. Și zice moșul meu, stai că mai avem un drum de făcut. Ca de obicei la 7:30 și se mișcă greu, rău să moară naie. De ce vorbești așa? De ce vorbești așa, șoferul rușel? Ia vezi ce s-a îmbrăcat de majora puștiu. La ce majora te duci? Cam atât, pupa. Vă pup, băi. Na, și mai este unul. Iar întârziu vorul meu și l-aștept de jumătate de oră deja. Nu știu. N-aveți. Dar măcar a făcut și el cinste cu cafea și cu apă de asta cu bule. La mișto.
M-a răcorit de tot ce i-a venit după o oră jumate, bă. Dar îi dau și șoferul lui Șeric, stai degeaba, o oră jumate la cafea. Îi vreau azi? Eu cred că da. Am oprit la benzinărie, băi, că să moară n-aie de nu consumă mașina asta, m-a spart. Aici se susține o conversație de tip business. Da, outfit-ul ăsta cum este, chat? Outfit business. 10.000 de abonamente la cele mai tari festivaluri, printre care, adică... Chiar e creier omul, chiar și-a făcut două joburi, pe bune, s-au apucat și de TikTok, e și șoferul lui Shelly. Creier, bă, creier omul. Vedeți, bă, chat, în ziua de astăzi, banii vin, trebuie numai să vrei să vină. Leonardo DiCaprio vibes gen. Doamne, ce frumos este lumina acestui soare. E ca un vis devine realitate. Zici că și-o lua bonă? Da, deci practic am venit până la Costinești. Două săptămâni am făcut pe drum. Ci că să filmăm o reclamă sau ceva, nu știu. Bă, l-aș întreba pe Șerian dacă ne dă și nouă niște bilete la Beach, please. Lăsați în comentarii dacă vreți ca să facem ceva frumos. Talent. Le-a băut bun și meu toată cora la băieții aia, de nu i-a lăsat în pula goală. Mama, aici în chat, dar e o 666, frate, fii atent, el e gangster, mâncați-a și caput-o. E gangster. M-am lovit de ele, de velele. El vrea să bată pe cineva, mă, Dario, care își pune filtre de pe Snapchat, cum își pun fetițele de 12 ani pe față și face poze și face gang sign-uri. De ce nu l-ai bătut? Mami, am auzit că vrei să bați pe cineva, te rog, nu-mi crea probleme. Dario 666, ce mai bate, mă, frate, ești prost? Dar de ce Dario 666 e așa de mirat de faptul că Shelly fumează? Păi el e gangster, frate, ăsta ar trebui să învârtă în cartier, Dario 666. Nu să se mire de ce fumează Shelly. Hai, bă, nici cu copii, din ziua de astăzi, mă, frate, nici prostii nu mai poți face. Ah, pardon. Aici nu mă întrebați că nu știu, s-au părit la sub braț vorbim, sau nu știu ce a făcut. Continuăm filmările. Dario 666, mâncați-și. Ne bate pe toți, aveți grijă, bă, chat. Să vă feriți, pe strada de Dario 666. Penthouse-ul ca penthouse-ul, vărule, dar am urcat 15 etaje pe jos, să moară n-ai. După am fost în Costinești, era să vedem un teren. Și zic că așa o să arate bici. Nici nu știe ce înseamnă 666. Bă, chat. Vedeți că ne punem de un turneu de basket 3v3 la Beach Please. Fac și video. Să vă aduceți baschetii, să vă aduceți minge. Că punem de un turneu. Punem neapărat de un turneu. Să-i dau eu Porsche de 200.000 sau 100.000. De buflei, mersi frumos, dați, ne uităm după video. Ne uităm după video, să-mi amintiți chat. Să-mi amintiți neapărat. Mie nu-mi place, știi de ce? Eu dau de la pescuit. 1v1, n-ai tupeu? Bă, Dachi, ai 13 ani, te calc pe cap. Nu-i bag la însetrimă și toate alea. Când ai loc, doar mingea de fotbal o pui în mașina asta și atâta. Cum o fi, doamne, să-ți comand ceva la 30 de lei din mașina? Păi asta e, mă, tată. Știi cum e? Ușor cu ăstea aici. Nu mă pot uita la semen colbii, că au copyright. Sfârșit tare sunetul ăsta este. Ia, fii atent. Bă, dacă strici ceva... N-are, mă, 13, ne-am zis eu așa. Poate strici ceva, mă, frate. Stai că ne dă amendă din aia de, cum îi spune, sunet prea tare din ăsta, habar n-am. Mama, are ceas de GeForce mașina. Și voi vă mirați că Shelly a fost prins cu 300 la oră? Când are ceas de GeForce? Mașina. Ai, ce mașină e asta, chat. De exemplu, uite, mi se pare că mașina asta te-ar atrage foarte mult să-i dai pe șosea. Adică fără să-ți dai seama, ajunge foarte repede la o viteză foarte mare. Și, știi, așa când ești într-o din asta mai așa, până îi dai să prindă 100, durează 10 minute. În asta, în 3 secunde, ai 100. Da. Chiar sunt curios să-l întreb, nu știu exact cât timp faci 100. Până ajunge Danu să comande ceva, am intrat eu pe internet și spun eu, Danule, cât timp faci? În 2-5. Dar și BMW, și ce e asta din față? Audi sau BMW? Nici măcar 3, că am zis 3, dar de unde? Ce e asta din față? Acum vorbești tu din Porsche cu mașină. E Audi, nu? Hello? Ce avea așa prins nebun? Mașină, aici, zici că i-a făcut Thanos split la mașină.
Și o aduci toată plină de ketchup, de maioneză. Îl văd, uitați-vă în ochii lui. Ce aș mânca un Mac? Da, nu există. Transpira tot, uite puțin. Pa bune, pa bune transpira. De fapt nu te uita. Fii atent la drum mai bine decât să te uiți la mine. Ne-a plimbat destul. Dar Bogdan, ne conduci și tu, brother. Cred că avem vreo... Avem 30 minute? Lejer. Avem, nu? Da, lejer. Avem, avem. Dar nu, nu sunt mai satur, mâncava și gura voastră, dar... Eu sincer nu i-aș mai doamna. N-are carnet? De ce, i l-a luat? Sau nu are în general? În timpul ăsta, reacția lui cum... Așa-s curios. E transpirat tot, sărac. A, n-are permis? Mamă, nu mă așteptam. E altceva. Da, mă, e bijuterie, mă, mașina asta, mă, frate. Ia zice ăștia, mă. Nu știu cât mai au, frate, că au scris până la Mac și până la Mac-ul ăla fac 10 minute. Au ridicat și spoiler-ul, bă, adică... Au ridicat și spoilerul ca și cum noi mergem tare. Păi să fie treaba treaba, bă, nu? Am văzut aici când au urcat pe chestia asta să o ridice un pic. Vezi dacă ai mașina. Perfect. Bă, nu știu, ai dat Danu jos din mașina asta, mâncava și gura voastră. Bă, pare că n-ai nimic mașina, da? Bă, crede-mă că e în regulă. Da, ai pus una? Ai tras-o? Da. Bă, e tank rău că tot mașina. Bă, mulțumesc frumos. Bă, am avut grijă. Și motorul, Danule, că păi nu-l înțelegem. Ce urmează acum, mă, băieți? Băi, fii atent, Danule, dacă pot tare, mă, mașina asta. Am plimbat cu mașina, Rolex-ul, Rolex tot ce trebuie. Bă, și eu... Red, te iubesc că faci live, dă-i bani să-ți dau 1000 de euro. Ai drink în descriere, brother, poți dai acolo 1000 de euro dacă vrei. Zic așa, e păcat dacă am mers cu mașina asta. Am stat dacă așa, măi. La un restaurant bun în București să mâncăm. Poți dai acolo. Specific. Vreau să mi se facă cu foc, cu chestii, cu bucătare, cu, adică vreau frumos, că nu Benihana așa. Benihana atunci, că de la Benihana se face așa. Am intrat pentru că scrie ultimul live. Ce a pățit Red? A murit? A murit Red, chat. Rest in peace, Red. Fly high. Rest in peace, Red, fly high, ai fost un băiat bun. Ai fost un băiat bun. O să nu o să te uităm niciodată. Știu unde știi tu, dar să fii frumos, să fii cu schemi. Cred că doar la Benihana se face așa. Deci, rest in peace. Te paniachi, le gătești în fața ta. Și următoarea chestie, așa? Că nu merg fly chiar high. Așa cu vorba aia. Long live Red. Da, chiar ăsta ai făcut ceva, ia să nu. E ok, nu pare că e ok. Am avut grijă de el. Așa? S-a însurat Red, gata, s-a mai dus. Doamne ferește, bă, Doamne ferește, să nu mai zici chestia asta niciodată. Eu înțeleg că glumiți că a murit, dacă m-am însurat, bă, vă bateți joc de mine. Bă, una e că glumiți că am murit, dar alta e că glumiți că m-am însurat. Că una mor așa numai la mișto, alta mor pe bune. La relațiile tale, la prestația ta și pentru noi o limuzină frumos până acolo, adică să nu mergem oricum. O limuzină? O limuzină, sună și tu, închiriași tu o limuzină. Gagica mea îi grindul, chat. Eu sunt surat cu grindul. Limuzină mare, ceva, nu știu, nu mă pricep la mărși. Limuzină mare, cu șofer frumos, îmi deschid. Și cu mâna dreaptă, dar aia nu se mai zice. Păi și poți să stai să un euro. Barret separere ai de ainele, astea separere ai nasdrava în barra. Reborn-online.myshopify.com. Bă, oamenii nu au avut bani de domeniu pe Shopify. Nu știu dacă ar fi pont. Atunci? Îi 10 euro domeniu pe Shopify. Sau 30, între 10 și 30. Eu nu pot să-l mut nici 3 metri, n-am voie să-l mut. Dăm stop break și mă duc mai arătă unde. Eu mă uit de limuzină. Fă-l din limuzină ca să mergem frumos, intri mâncarea cum trebuie. Bine, sun eu pe Diana, că Diana știe cu astea. Hello. Te pup, Diana, ce faci? Hello, Liliana. Bine, acasă. Auzi, uite, sunt cu Danu și cu Bogdan, facem vlogul ăla, provocarea vieții. Ultimul live, ce mă mut. Ultimul live cu fundalul ăsta. Limuzină de-aia mare, gen... Ba așa, dar repede, acum avem nevoie. De ce, Red, eu mă însor vara asta, am 23 de ani, cel mai plăcut sentiment este căsătorești, dar normal, brother. Deci făceam și eu mișto, man. Făceam și eu mișto doar. Pe om și îmi întreb dacă e disponibil. Bine, mersi frumos. Casă de piatră, man, casă de piatră. Să fiți fericiți, te muți, da. Cât? Mai mult de 2000 de lei? În București. Încerc să scot în 400 de euro. Nu mă mut la Cluj, bă. Nici o șansă, în București mă mut. Apucesc că aici la Mărășești se vorbește în rei, nu e cu euro. Da, scuze. Bine, mersi mai frumos. Mersi frumos, Diana. Diana Brat, producătoarea executivă și Remedia, ați văzut? Care o pierd Diana, care o pierdu cardul. Păi era urât. Bine, aștept să mă cu clipurile cu mine, că am făcut react. Am făcut două clipuri de react cu Shelly pe canalul secundar al lui Shelly și o pierdut cardul. Unlucky. Parcă mașina. Hai, și ne parchează mașina și eu așteptăm limuzina la patru acolo, da?
Ia să vedem, așa de pe o oră pe alta. E prima oară când. Nu m-am căsătorit, mă, ce bole aveți, mă. Auză la m-am căsătorit. Coaie, nu m-am căsătorit. Îs căsătorit cu game-ul. Îs căsătorit cu jocul. Îs căsătorit cu făcutul banilor. Money on my watch. That mean time is money. Da, mă, altceva, mergem și noi să mâncăm corespunzător și ele, adică... Cu mâna dreaptă m-am căsătorit. Bă, la valoarea ta era și păcat să ne duci așa cu Uber-ul cu asta. Bă, zic la microfon. Nu mă las de YouTube, bă, ce boli aveți, mă mut, coaie. Da, mă, băieți, n-am mai zis asta cu limuzina. O să vină cel mai blană content. Da, am și zis acum. Muzică ceva nu dăm, că e cu copyright cu ăstea și e problemă după aia pentru clip. Eu am vrut doar să stau așa frumos. De aici? Asta a fost plăcerea mea, să stau aici așa. Era plăcere, nu? Adevărat. Altceva, mă, frate. Ești mai mare, mă, Bogdan. Ei, yo! Stau aici așa. Era plăcere, nu? Adevărat. Altceva, mă, frate. Bă, dictatorul, așa le arunci? Așa le arunci în limuzină? Na, ce faci, dictatorul? Fără nicio rușine. Georgescu, te pup, brother, te lași de YouTube. Da, mă, Georgescu, eu mă las de YouTube, gata. Atât au fost cu mine. A fost bine cât a fost. A fost bine cât am dat bully la copii. Acum gata. Dictatorul dă un ATD 1 euro. Nu le-am pierdut. Mi-a fost rușine să le postez. Na. Bine, măi, dictatorule. Băi, frate. Să fie într-un ceas bun, Doamne ajută, Georgescu. 24 de ore, măi. Păi, dar fii atent, dacă la clipul tău am făcut 150.000 în 24 de ore, la asta cât te crezi că facem în 24 de ore? Dar zi tu așa. Zi tu la cameră, te las pe tine să vedem. Bă, yeah. Eu zic că la clipul ăsta, având în vedere că m-am ținut de provocare și toată lumea mi-a scris unde e provocarea, unde e provocarea și eu am fost din prima dispus să o fac, doar că na, acum am găsit timp să o și filmăm. Eu cred că putem face 200. Ia cât are? 148.000, ia dacă dăm un reload. Ai zis acum. 149.000. E, nu s-a făcut în 24 de ore. E cu copyright cu ăstea și e problemă după aia pentru clip. Eu am vrut doar să stau așa frumos. De aici? Asta a fost plăcerea mea, să stau aici așa. Era plăcere, nu? Facem un live, Georgescule. Ești mafio mare, mă, Bogdan. De la mine. Acum pot să zic că facem un live de la mine. 150.000 de pe weekend, așa. 24 de ore. Eu 24 de ore, măi. Păi, dar fii atent, dacă la clipul tău am făcut 150.000 în 24 de ore, la asta cât te crezi că facem în 24 de ore? Am 48 de ore. Fac, lejer. Bă, eu zic că la clipul ăsta, având în vedere că m-am ținut de provocare. Mă, dar de ce nu merge limuzina? Unde-i provocarea, unde-i provocarea și eu am fost din prima dispus să o fac. Aba, da, merge, what? A, scuză-mă, traficul din București. Putem face 200... Sau nu merge? 200 de mii în 48 de ore. Mersi frumos de donație, brother. Adică 2 zile. 2 zile. 200 de mii în 2 zile de la publicarea videoclipului pe canalul YouTube. Să ne cântești cineva live așa frumos că... Să vedem n-o dacă... Nu o să mă las cea niciodată de YouTube. Niciodată. Fac aici un vlog cu doi băieți care sunt foarte mari pe YouTube, Bogdan, IBM și Danu. Și eu trebuie să fac tot ce vor ei 24 de ore și vor o dedicație live așa, ceva scurt. Pentru Bogdan și pentru Danu, care e familia IBM. Pentru Bogdan, iau zi, pentru Bogdan și pentru Danu. Hai să ne cânte Bogdanul. Oh, auzi, mă, tată, mă. Cântă Bogdan de la Ploiești, ce te învață să iubești. Bă, frate, Bogdan de la Ploiești e versiunea românească a lui It, frate. E partea românească a lui It. Uite cum arată, frate, aici. Jur că n-arată ca It, frate. Fii atent. Ue, It, ești de bun. E partea românească a lui It. De acolo are, mă, frate, ești nebun, e tata talent. E și Shelly lângă ei, ăștia-s frățiorii mei. Lasă audă și lumea că au spart România. Hai, s-a potrivit. Te iubim, te iubim, Bogdan, mulțumim. Te iubim, te iubim, te iubim. Mă tot gândesc ce să mai pun pe domnul Shelly. Ne gândim. Bogdan de la Ploiești, la toate dedicațiile live, spune, vă cântă Bogdanu. Păi dacă nu vă cântă Bogdanu. Nu? Pe el că am Bogdan și vă cântă Bogdanul. Vedem care-i treaba. O să zic că lumea, frate, v-ați urcat în limuzina asta și n-ați luat nimic. Adică ăsta le putem consuma doar că mergem la restaurant, că vorba aia. Da, limuzina a fost doar pentru limuzina drum. A fost așa, o ofiță. Poftiți, mulțumim frumos. Id de la Ploiești, real. Ceva, mă.
Da, mă, da. Parcă am mers altfel. Vă simțiți VIP, mă? Da, mă, frate. Bă, dar să un pic VIP așa. Tot într-un... Da, voi ați fost limuzină. Tot într-un S, într-un așa, stai mai bine, dar... Da. Bă, să știu dacă mă rău. Bună. Bună. Sigur, dacă mă lasă Bogdan, că eu fac tot ce vrei azi. Mă lași, mă? Am un frate cum sună. Sigur, nu-i problemă. Dar nu se poate și el oare să trăim o lună așa, după tine? Bă, bă, știți, bă, din viața mea e numai... Mă trezesc la 7, mă duc la primul. Da, nu știu dacă vreau. Asta nu e o zi gen obișnuită din viața mea. Acum vă fac eu talentele voastre, ați înțeles? Face talentele. Bă, eu sunt curios tare ce a comandat Shelly, că se încearcă să am fost atent acolo, nu am... Când am fost la Shelly, am stat 7 ore în birou la Shelly. 7 ore am stat în birou la Shelly. Deja știam, am numărat, ești nebun, toate pietre, petricelele din acvariul de la pește. Am văzut. Până când am filmat. M-am lăsat pe mâna lui și eu zic că n-am greșit cu treaba asta. M-am mai și mâncat aici și 100% e bine. Na, la un Benihana, fii atent, știe șeful. Șa! Acum când mă mut în București, chat, când mă mut în București, primul lucru ce-l fac, mă duc și eu mă la Benihana, mă, să văd ce e așa de șmecher la Benihana ăsta, care e schema la Benihana, să vină șeful să Elvis Presley, să vină să-mi gătească un pic. Mă duce acolo, mă pune, hai, fă cu ou, pune ou pe ăsta, pe ula mea, pe ce să pună ou. Mă duc și eu acolo să dau cu ou, chat. Învârtim ou pe mădular. Pe spatulă, așa. O, știe. Na. Când vezi nota, spică fața. Păi da, mă, nu te duci în fiecare zi, știi? Te duci așa și tu pentru experiență. Că e o experiență să te duci la Benihana asta, nu? Vezi că vine șeful Elvis Presley, ești nebun, îți cântă, îți gătește, uite, îți face flamboyant de ăsta, așa. Te culci, Loredana, gata! Atât au fost. Oi, unde a dispărut tău, chat? Ui, așa. Mă duc și zic la șeful ăsta, bă, lasă-mă pe mine, îți arăt eu cum stă treaba. I-am făcut-o inimioara. Can you write IBM? IBM. Ia. O știu, l-o spart. Păi mă ignor și mă duc să beau de tisdrețe. Duminică seara te duci să bei stembeți, Loredana. L. Big L. Nu știe Bogdanu, nu știe Bogdanu. Deci jucăm, mâncăm coj. Mâncăm coj de ou, chat. Are talent asiatic. Elvis Presley ăsta are talent. Știe, mă, știe. Trebuie să mă duc și eu la Benihana, mă, acolo la Benihana un pic să mi se joace cu ouăle. Bă. Na, sare muștarul, ești prost? I love IBM, respect. Bă, trenul. Thank you. 14.000 de notat. Abia acum am intrat pe live și nu înțeleg ce arte lasi de live sau. Nu mă las de live, vezi că scrie în pinned comment. În pinned comment scrie, exact. Uitați-vă chat în pinned comment. Că scrie acolo. Nu mă las de live-uri, doar mă mut. Okay. Gata? Mulțumim, Mășele, a fost ce trebuie, frate. Bă, că tu n-ai mâncat tot, pe mine mama m-a învățat să mănânc tot, de-aia sunt greasă acum. Băi, ți-am zis, am mâncat tot, am un problem cu stomacul și nu pot să mănânc foarte mult. Dar am mâncat din toate, așa, a fost ce trebuie. Acum, următoarea locație, dacă tu, Daniel, n-ai nicio idee, aș vrea să mergem până la Marriott, pentru că la Marriott puțin. 14 mențe nota, păi sunt 5 oameni. Da, și vreau să mergem să vedem dacă găsim perechea aia de Adidas. Dar cam ce pereche cauți tu așa? Cum îi spune? Louis Vuitton trainer? Na, ce face Bogdanu din Shelly? Îl uscă, frate, îl uscă.
Hai că e bine, e bine. Tot ad revenue care l-au făcut și Eli de pe video cu ei doi. E creier Bogdan, e creier Bogdan. Creier Bogdan și Danu. Thank you so much, sir. Thank you. Na! Băi, frate, care-i creier? Respect maxim, Bogdan. Deci tu ai vrea mașina cum ar veni. Tot îmi mulțumesc și oprec de Adidas, nu te mulțumesc și nimic. Eu acum să răcorim mașina. Da, eu cu mașina, la răcorim mașina. Exact cum ești acum. E mașina. Vrum, frate. Da, nu. Uite, l-am văzut. L-am văzut, chat, l-am văzut pe șoferul lui Shelly, chat. Ăsta este șoferul lui Shelly, care face TikTok-uri. Șoferul lui Shelly. Rodal, i-a dat expose Bogdan. Era vrum, frate. Da, nu, nu. I-a dat expose Bogdanelu. Mașina, dar e cam imposibil cu mașina pe aia. Remergea și-și cumpără buț. Bă, cum se numește? Mengoti? Mengoti se numește de unde mi-a cumpărat cureaua. De acolo, din centru, din București. Mengoti? Da, mă, Mengoti. Nu? Mengoti se numește, parcă. Unde este Balenci? Da, Mengoti, mă, așa. Mengoti, România. Acolo este Balenciaga, mă duceam direct acolo. Se mai cumpărau pereche, dar nu aveau atunci, aveau numai Hammer pus. Nu, da, Hammer. Hammer? Nu Hammer. Okay, da, ba, da, Hammer. Eu nu mă așteptam să accepte, gen. Nu mă aștept, aveau. Băi, mașina omului... Nu Hammer, mă, fra. Da, da, da. El de dimineață, săracul, nu mai știe nimic, a rămas cu gândul numai la mașina aia. Dacă azi vedea că ne oprim filmarea, nu mai despre asta vorbește. În fine, avea ceva buz, nu mai știu exact cum se numește, că nu mi-a plăcut niciodată. Aia din Rubber. Ăștia, mă. Trooper. Da, nu a zis, frate, că nu vrea. Ăștia avea, nu mă, ăștia erau. Dacă făceam și eu ca IBM, dădeau ăștia dislike, de ce, mă? Cât? Coaie, dar ce și-o luat? Stai un pic. Tot altfel. Nu prea ești bucuros. Fii atent, am adus aici frumos. Bă, dar și-o luat multe, ești nebun? Vezi că numai 1000 de euro. Ce dracu și-o cumpăra, frate, din Louis V 4 plase de 1000 de euro, ești prost? Noapte bună, noapte bună, Dane. Sincer. Nu prea ești bucuros. Poate doar lui Bogdan? Fii atent, am adus aici frumos. Ca să ne faci și noi aici o dedicație cu poarta vocea asta. Să aud tot YouTube-ul românesc, chiar dacă nu e multă lume aici. Așa. Nu pot acum, Radek, ne uităm după, ne uităm după. Că iarăși comentează oamenii de pe YouTube că stau. TikTok-ul ca da? De acum, înțeles? Ok. Bogdan și Danu, cel mai bun duo după YouTube-ul românesc. A, numai lui Bogdan IBM. Fii atent, aici s-a dat. Poate erau, poate erau reduceri, băi. Deci vreau să știe toată națiunea română și toți conducătorii acestei frumoase țări. Bogdan IBM și Danu sunt cel mai bun duo de pe YouTube-ul românesc. Caz că n-ați auzit, voi repeta. Bogdan IBM și Danu sunt cel mai bun duo de pe YouTube-ul românesc. Așa cum au fost odată Shelly și Gami, acum sunt Bogdan IBM și cu Danu. Da, mă, n-a ce... Am făcut-o și pasta merge? Ce dedicație! Perfect. Hai mai departe! Perfect. Hai, unde mai mergem acum, băieți? Deci după ce ne-ai lăudat acolo la Parlament frumos, bă, așa? Da, tu ce zici, mă, frate? Bă, dar chiar l-o plimba, mă, ești nebun? Bă, mi-e foame, nu mai pot, vreau mâncare. Am văzut o echipă de juniori în Craiova când eram mic, dar am stat 6 luni și am vază. Da, dar nicio tragere de mine pe treaba asta. Se explică. Și de atunci n-ai nimic, niciun fotbal, nici la un video, la nimic? La nimic, la nimic. Mi-e foame, chat. Băgăm la o probă de fotbal, tu ce zici? Am mai fost la un meci caritabil, cu niște vedete. Mi-e foame, nu mai pot. Varză a fost. Varză. Hai, mă, să-l băgăm, mergem la stadion, oare la Ciprian. Bem, bem, fane. Ce să-i dăm oare? Da, mă, și vorbim cu Ciprian, ne dă la idei, să vedem noi. Eu zic că
nu știu, să-mi zici tu, aia cu poarta. Și deam poarta, poarta aia mică. Aia cea mai mică poartă din lume. Cum ți se pare? Cea mai mică poartă din lume? Da. Și îți dai un gol? Da, trebuie să o bag. Hai să vedem. Două ești pregătit? Tot aici, o să hai să vedem. Hai, de, hai să ce vedem. E Vindalu? Cât îmi iau o zi să dau? Două zile? Cât ce cel puțin. Cât zici că ea? Nu te văd bine. Eu zic că ea mult tare, de tot ce vrei să-i dai, să facă, să-i dau acolo. Măcar filmează, că dacă o dau, măcar să o filmezi. De acolo în poarta aia mică, ea filmează... Ai filmat? Ia un cadru. Mamă! Ia, dați voi. Dați dau eu primul? Dă tu primul. Dai și tu Danu? Eu dau, dar nu astea așa cam... Din prima... Aproape, aproape, aproape! Mare, mare! Fui! Păi, cum a fost forma asta, chat? Știe dictatorul. La două, rated 5 Vlad cu 5 cărămizi, te pup, brother. Mersi frumos, mersi frumos, nație. Vidalu, e mâncare indiană? Mam. Ce bun e mâncare indiană. Da, mă, știe. L-ai reglat acolo. Hai, chitea, mă, stai, 4, ai 5, era, hă? L-ai reglat, l-ai reglat frumos. Hai, mai dau unul, mai vreau să mai dau. Mai vrei să mai dai una? Ia de poate aia mai departe, ia de-o mai departe. Bă, nu cred. Hai că oprind schema, oprind schema. A doua. A doua. A doua. Cum se cheamă? Cureaua? E Balenciaga, brother. Gata, mame, a fost acolo, a fost acolo. Mare. Una mie, una lui Dan. Bine. Se cheamă Balenciaga. La lejer. Hai, Danule. Ai făcut fotbal? Nu știu, mă, frate. N-am văzut-o pe asta. Vinclu, vinclu, direct. Tu erai aici, sper relaxat. Am zis că nici nu dă pe poartă, dar aiurea rău. Da, mă. Încă una, încă una, Adan. Încă una la Adan. Adan, încă una. Da, mă. Era să cadă dictatorul, dai bine. Adan, bine, mă, frate. Cât ți-ai pus mingea, te-ai uitat aici, în colț ăsta de jos. Schema mea. Nu, glumesc, acum voiam să dau, dar nu mi-a ieșit. Dar nu contează, tot a fost bine. Da, bine. Hai. O rezolva, bă, dictatorul. Bă, vedeți, stăm aici la birou la Shelly. Am venit că am avut puțină treabă. Dacă tot am venit aici la ea la casă, cum ar veni, eu zic că îl facem, scoate și două bilete din astea pentru festival. Ăsta e momentul, a? Da, a venit, momentul. A venit, știi cum a fost să vină bani. Zic, bă, dacă tu stăm aici, zic, na, trebuie să poată scoate, e imposibil să vă. Shelly! Da. Vii puțin, te rog? Ce mai vezi, mă, băieți, mă? Mai ai treabă? Eu mai am un pic de treabă, dar ce? Gata, nu zic că ceva e în loc aici. Bine, nu poți sta acolo. Dacă te stai aici de acasă. Și cum dacă poți să dai mașina până la mărășești? Separat de asta? Frate, faci tu rost de niște invitații la Bișcuz? Dacă faci rost. Adică faci rost, ne dai! Câte invitații vezi? Câte? 25. De GA-ul, poate, de General Access. Nu poți dau 25 de VIP. Nu, nu, fiate, zi-mă, da. La VIP, frate. La VIP, da? Yeah. Păi normal, dar unii mă dau la VIP. La VIP, VIP mă. Pentru că e ușor să scot invitații din platformă, că nu mă costă nimic, vă dați seama, dar după aia se rămânează... Noapte bună, cine este? Dar pentru voi vreau să bună, dau, bună. Dar nu-mi cereți 25 de VIP, cereți-mi și voi mai... Nu, no, normal pentru noi, ca să o facem. Da, pentru noi și pentru soții, prieteni, iubite. Cât? 4. 4 bucăți. 4 bucăți. Suntem noi 2 și el 2. Soția, dar și tu ai iubită, nu? Da. Ok, 4. 4. Ai iubită, mă, sigur? Bine, mă, 4. Stai că născut, i-am asertat câteva pentru oaspeți. L-am nimerit. L-am nimerit. Era asertarul de invitații. Deci pentru cine vrea, ca să știe, uitați, se intre aici, am vine în birou. Ăștia să nu-i furați niciodată, sunt banii pentru femeia de la curățenie. Banii pentru doamna de la curățenie, pentru ca să cumpere produse și alte lucruri. Ce nu trebuie să arătăm? Codul ăsta QR. Nu arătați seria și codul QR. Gata, lasă oricum. Important este că la noi și bun. Și dacă voi vreți și voi la cel mai tare festival, trebuie să cumpărați bilet, dar biletul e ieftin acum și va fi mai scump după, pe bilete.bici. Normal că vine cu Danu și de asta. Merg la festival, chat. Trebuie să vorbim, să batem un pic palma, dar dacă ne înțelegem. Să-i luăm pe băieți, aha, să rezolvăm cu banii, nu e problema. Da, mă, băie. Înainte de beach, please, trebuie să facem, frate, live, ne facem temele înainte de live. De festival. Trebuie să facem un live în care să ne uităm la seturi, la artiști.
și să facem rehearsal. Să nu merem acolo și ne facem de râs, bă, chat. N-am fost în Amsterdam niciodată. V-am dat și invitații. Bă, cu ce vă mai încurat? Bă, stai mă, frate, că mi-am adus aminte. Vezi că ai o datorie la începutul clipului. Trebuie să ne arăți ceva din film. Ce să fac? Să vă arăt o scenă din film? Un premier. Bă, sincer, asta îmi convine. Că vă arăt, vede și lumea de acasă, mai promovezi și eu filmul 23 aprilie, toate cinematografe. Văd oamenii o secvență exclusivă. Bă, nu sunt multe secvențe pe care vi le pot arăta fără să dau spoilere. Așa că o să vă arăt o secvență mai de pe la începutul filmului, dacă cred eu că e mai funny așa. Pentru că de altfel, repet, dacă vă arăt o secvență mai din partea următoare a filmului, o să vă prindeți de niște lucruri și chiar n-aș vrea Doamne să spun că s-a muncit mult la film. Băieți, nu ne ajută și pe noi cineva cu bagajele? Lasă-le acolo, Cezara, că vine o să le iau. Le iau eu personal, lasă-le acolo, nu te atinge de ele. Dă-i, mă. Mai duplăm în mândrăcirea. Doamne, ajută. Și din genunchi. Dăm 3, 2, 1, că la noastră. Clasica, întrecere. Bună. Da, fane. Dracu. Dă video mai tare, așa e video. Bă, ce ai, mă? Nu mai trăgea troaca asta deloc, bă, nu mai avea aerodinamică. Cum adică? A rupt o paila altă în pădure, ai înțeles? Și mi-a rămas doar asta și era asimetrică mașina, nu mai trăgea cum trebuie. N-are niciun sens. Băi, vloggere, ăsta e fizică de stradă, nu se învață cu camera în mână, ai înțeles? Vezi de treaba ta acolo. Și acum ce facem, Shelly? Na. Filmăm pe ponton sau ce se întâmplă? Nu, așteptăm să vină toată lumea și plecăm. Dacă vrei să vă faceți nevoi sau așa... Ce se uită Red la Scarlet? Bă, nu mai ziceți prostii despre Scarlet. E timp, da? O să mă piși. Bun și tu. De vreme, doar că am așteptat să vă mai strângeți ca să nu par disperat. Acolo-i baia? Vreau și eu la baie. Vreau să mergi la baie, mă? Da. Opa! 5 lei. Ok. Ei, yo! Pentru tine 1000. Păi de ce? Că s-a plătit 5. Pentru tine mai prețuri, vii, prințeso. Că-ți încălzește Mickey Mouse colac. Voi sunteți, bă, copii cu emisiunea? Da, bre, noi suntem. Hai, bebelușii, haide, îmbarcarea! Cezara, să lași bagajele! Îți încălzește Mickey Mouse cu ăla, cu crazy! Băi, interesant! M-a prins, m-a prins! Vrei să vezi ce se întâmplă în continuare, nu? Aș fi curios. Ba, eu aș mai avea una așa. Crazy să-ți încălzească Mickey Mouse cu ăla. Nu mai prindem, asta e șansa noastră, ești nebun, nu mai facem niciodată din asta. Tot a luat lumea cu freza, cu tare, că asta aș vrea să schimbăm puțin măcar culoarea, dacă... Pe la ce parte din live văd explicația titlului? Îi împind coment, brother. Îi împind coment, literalmente. Comentul ăla pind îi cu un motiv. Nu se vede pind comentul pe telefon? Vrea să schimbe? Cum adică să scrii cu aia? Să-l vopsim? Da. Cum să mă vopsiți, mă? Băi, nu un spray, nu te gândi că rămâi permanent cu el. Dar vreau să te văd așa un pic cum ți-ar sta. Parcă ai luat spray-urile acasă, nu? Așa cred. Dacă le-ai la tine, cred că... Mă duc să mă uit, tu vorbești. Nu mă las, mă, chat, e ultimul live de aici. E ultimul live din apartamentul ăsta. Sunt două culori. Ce culori? Nu mai știu, stai că vedem. Stai liniștit, Andrei. Da, e ok, nu trebuie să te speri. Da, mă mut în București. Le-am, cum se duce? Te speri de două ori. Mă mut în alt oraș, chat, mă mut în București. O să fiu bucureștean de săptămâna viitoare. Cum de două ori? De două. Băi, eu nu pot, eu am un eveniment. Următorul live o să fie probabil prin weekendul următor. Avem verde sau albastru, și acum depinde. Mamă! Nu știu, alege. A, uite, vezi? Bă, și băieți, bă, stai și băieți. Se duce școiul ăsta sau nu se duce? Bă, se duce, mă. Se duce la o spălare, că eu trebuie să ajungă. Da, dar te speli cu șampon, nu cu apă. Păi cu șampon, da, se duce? Da. Bă, dacă nu se ia... Dacă nu se ia, e vina lui. Bă, eu trebuie să... Deci chiar că să avem undeva în seara asta și nu da, pot să mă frate, duc. Nici tot, verde, nici albastru. Auzi, acolo deja își dă aer de bucureștean, bă, tot săran rămâi. Păi îți dai seama, dar n-am stat aici lângă combinat, frate, tot mutant rămân pe viață. Eu am deja, frate, ești nebun, ADN-ul modificat de la combinat, de la câte de-astea aere din astea infestate am respirat până acum. Nu o să-ți fie dor de combinat, sincer, deloc. Bă, zi-mă, se ia sau... Se ia, mă, te ai după... Las că vezi tu, fane, când te muți. Se ia, mă, pe bunii, se ia. Mamă, ce faceți, bau, eu... Hai, să accept eu așa ceva, mă.
Păi eu ce câștig, mă, băieți, dacă nimică? Te-ai respectat aici promisiunea la oameni. Păi toată ziua am făcut doar ce ați vrut voi, băi, vreți să mă faceți acum. Hai, mă, hai, care, haide. Ce culoare, ce culoare? Albastru. Albastru? Albastru. Cu verde, da. Mai șmecă, dacă mă întreb pe mine. Bine, mă, hai, verde. Nu hai, vă zic unde mă mut. Fă-mă verde în cap, hai. Și ce face, mă, la dictator? Stai așa să vă și ce-și în față. N-a ce face la dictator. Gata, mă, și-au bătut joc, eu cumpăra și Louis V, l-au băgut și verde în cap. N-a dictatorul. Ascult, vezi că nu-i rău. Vezi că nu-i stă rău. Sincer. Jokerul. Jokerul de YouTube. Cum se ia în 24 de ore? Mă pune fără catering. Nu te se zis că eu One day color. Nu m-am glumit. Am glumit. Ia mă să mă văd și eu. Nici nu știu să mor în ce sector mă mut. Stai așa un pic să văd. Maică. Stai să văd. Cum arăt? Parcă nu ți-ar sta rău. Dăm puțin și cu albastru să vedem? Nu, mulțumesc. Nu, mulțumesc. Bă, m-ați făcut verde în cap, mă. Hai, stă bine, să dăm așa frumos. Ia uite. Da. Ce să mai zic, Bogdane? Ce mai vrei tu să zici acum? Că nu mai vreau să zic mai nimic, frate. Dan, ești mulțumit? Băi, sunt foarte mulțumit. Ești mulțumit, da? Ați dat și asta și vezi de spate? Mulțumim, mulțumim. Nu mai zic nimic, frate. Eu sunt mulțumit. Mergem înapoi la noi la Mărășești, unde nu este noi trafic. Noi suntem foarte bucuroși că avem și să suntem bucuroși, tot ce trebuie. Nu-mi dau seama să mor eu. 200.000, cum a zis Shelly. 200.000 în 48 de ore. Așa că mobilizați-vă acolo, toată lumea pe nu vă zic oricum. Fii atent, uite, tu nu zici dacă ești de acord. 200.000 în 48 de ore. Dar de ce zici, Dane? Futu-te în gură, Dane. Eu cu Dane. Da. Merge? De ce dai leak? Deci 200.000 în 48 de ore și veniți la muncă, da? Venim la un episod la muncă. Merge? Hello, Cătă. Da. V-am pupat și ne vedem la următorul episod. Pa, pa. Nu-s, mă, nu știu să vă zic. Bă, a fost tare episodul, să mi-a plăcut, ne-am distrat. Am râs, ha-ha.